atât, vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment. Discutăm practic de semnarea primului proiect finanțare europeană din exercițiul financiar 2014-2020. E vorba de axa 3.1a, reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale. Vreau să-i mulțumesc domnului director Asandei pentru disponibilitatea dumneavoastră de a veni alături de noi astăzi, astfel încât aici, la Roman, să putem semna acest prim proiect finanțare europeană și, sigur, le așteptăm și pe celelalte, sperăm într-o evaluare cât mai rapidă și în cazul în care vor fi declarate eligibile să demarăm procedurile legale pentru a semna și ulterior a implementa aceste proiecte cu finanțare europeană. Așteptăm și în perioada următoare semnarea contractului pentru parcul Jora, care în acest moment se află precontractare, și ulterior, așa cum vă spuneam, și celelalte proiecte care au fost depuse să fie evaluate și fericite și date să putem să ne semnăm. Domnule director, te rog, minte. Mulțumesc, domnule primar, bună dimineața tuturor. Mă bucur să vă reîntorc în Roman. Am locuit aici 8 ani și n-am mai fost de mult în primăria Roman. Sunt încântat să semnăm astăzi primul contract de finanțare în cadrul programului operațional regional al cărui beneficiar este primăria Roman și vă doresc să aveți cât mai multe. Axa pe care semnăm acest contract, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, este o axă care vine atât în sprijinul municipalității, cât și a cetățenilor. Și vă încurajez ca pe acest apel încă se mai pot depune proiecte, să mai faceți și alte proiecte bune care vor fi finanțate. De asemenea, pe celelalte axe, așa cum ați menționat, urmează să mai semnăm contracte și în viitor posibil să mai depuneți și pe alte domenii de intervenție. Aș vrea să mai adaug un lucru. Pe lângă aceste contracte de finanțare pe care sigur, facem primul pas semnându-le, după aceea trebuie să le implementăm împreună, să avem grijă să le implementăm bine, pentru că, de fapt, noi rezolvăm probleme ale noastre cu ajutorul fondurilor europene și nu neapărat cheltuim banii europeni, așa cum se spune de obicei. Dar, pe lângă asta, Agenția pentru Dezvoltare Regională, pe care o reprezint, este foarte implicată și în promovarea și dezvoltarea potențialului economic al regiunii, iar Romanul este pol important din acest punct de vedere. Și vreau să vă spun doar câteva lucruri. Promovăm potențialul de investiție a regiunii, numai departe decât săptămâna trecută am fost prezenți la München, la Expo Real. Acolo a fost prezent județul Neamț Gatare prin domnul președinte Arsene, Agenția pentru Dezvoltare Regională și celelalte județe din regiune. Deci am promovat potențialul de investiții, avem un ghid al investitorului. Sperăm ca în perioada următoare, după 2020, când va fi o concentrare mai mare de atenție, fonduri, resurse către zona de competitivitate europeană, să ne găsească pregătiți, iar Romanul să-și recapete acel statut de centru industrial, neapărat industrial, că nu numai industria contează în următoarea perioadă. Centru economic. Economic. Un centru economic important. Deci, vă invit, vă încurajez să depuneți și proiecte pe programul operațional regional și pe liniile care se adresează firmelor private din POR, 2.1 și 2.2. Sunt acolo, cred, multe proiecte din Roman. Dar să și promovăm dezvoltarea economică a regiunii, să ne pregătim pentru perioada în care fondurile nerambursabile vor fi mai reduse și va trebui să ne concentrăm mai mult pe crearea de valoare și în felul ăsta să ne dezvoltăm.
încă o dată te citești, propun să trecem la semnarea contractului. Vă mulțumesc că așa vom face și vreau să vă aduc la cunoștință pe această cale că deja pregătim pe aceea șansă, pe ceea care semnăm astăzi. Vom depune un proiect pentru reabilitarea blocului de pe la municipiului Rom. Deci ne pregătim și cu acest lucru. Foarte. Vă mulțumesc și să trecem la... Cum vă numiți și ce funcție aveți, că nu vă cunosc? Mă numesc Vasile Sandei, sunt directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Mulțumesc. Ce valoare are contractul ăsta? Finanțarea asta, la cât se ridică? Valoarea contractului o luăm de aici direct. Este de 832.000 de lei. Valoarea totală eligibilă. 832.000 de valoare contract. Valoarea contractului este 924.000 de lei. Valoarea eligibilă este de 832.000. Așa. Cofinanțarea? Asta vă închide. Cofinanțarea, diferență. Diferența până la 900 și... 925. Da? Domnule primar, locatarii din blocul 33, pentru că pentru blocul 33 vor contribui cu bani ceva? Nu, aici sunt o serie de cheltuieli pe care noi, prin hotărâri de Consiliu Local, ni le-am asumat. Pe lângă îmbunătățirea eficienței energetice a acestui imobil, vom interveni și în ceea ce privește rețelele interioare, în sensul în care știm foarte bine că este un bloc foarte vechi, care nu beneficiază de rețele de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate din locuințe. Și cu această ocazie vom interveni și din acest punct de vedere. Practic vom aduce apă și canalizare în fiecare locuință. Reabilitarea va fi la exterior și la interior, să-mi spunem, da? Exact. Total. Total. Da. Mulțumesc. Mulțumesc.